astăzi ne uităm peste valsul Adrianita, pe o piesă superbă, a doua piesă pe care eu am făcut-o la chitară. Cred că o să te dezvolte foarte mult, este un pic mai grea, dar nu foarte grea. Așa că mult spor să ai și hai să ne apucăm de treabă. Ok, hai să ne uităm un pic peste început. Deci avem un vals, suntem într-o piesă în care avem trei timpi. Piesa începe cu un auftakt. Ce înseamnă auftakt? Adică avem o pauză pe primul timp și avem o pauză de jumătate de timp. Adică, noi practic va trebui să numărăm, avem 1, 2, 3... De exemplu, dacă bați cu piciorul, practic, după prima lovitură, imediat cum ai ridicat piciorul, începe nota Mi. Practic, este pauză pe prima jumătate de timp și apoi imediat începe. Bun, hai să ne uităm un pic peste linia melodică, peste ce avem de cântat la început. Avem 0, 1, 0, 3, 1... Super simplu. Încă o dată. Apoi o să ciupim cu P și cu A coarda a cincea și coarda cea mai subțire. Împreună. Apoi 2 cu 1 pe coarda a treia și a doua. Cu I și M. Deci avem... Încă o dată primele două măsuri. 1, 2, 3. Încă o dată mai rar. 1, 2, 3. Mai departe, măsura a treia și măsura a patra. Deci ciupim coarda a cincea cu coarda cea mai subțire împreună. Apoi facem pull-off pe coarda cu degetul 4 către coarda subțire. Degetul 1 pe fretul 1, coarda a doua. Încă o dată, foarte rar. Mergem mai departe. Avem bas, coarda a șasea cu 3 pe coarda a doua. Și apoi 1 și cu 0. Încă o dată. Hai să vedem măsura 3 și măsura 4 împreună. Mergem mai departe, apoi avem bas, 3, 0, 3, 1, 0. Îți recomand să încerci să ciupești pe cât posibil alternativ, adică odată I, odată M. Dacă nu poți, este ok și să folosești doar I-ul momentan. Avem din nou bas, 3, 0, 3, 1, 0 și apoi avem la fel cum am avut în măsura a patra. Apoi avem 7 cu bas, coarda cea mai groasă, 7, pull-off către 0, 3 și apoi prindem la minor pe chitară și ciupim coarda a 5-a cu a 2-a și I și M între ele, coarda a 4-a și a 3-a. Cam asta este prima frază muzicală, apoi avem iar intro-ul pe care l-am avut, dar cu bas a 5-a. Către 0 și apoi 3 pe coarda subțire cu degetul 4, iar apoi o să punem degetul 1 pe fretul, degetul 1 pe fretul 1, coarda subțire, ciupim cu coarda 4, intrăm în re minor, punem 2-3 după, încă o dată coborârea respectivă, deci am avut, suntem acum la măsura 11, 0, degetul 4, intrăm în re minor și punem 2 și 3. După aia mergem pe fretul 6, fretul 7 și 6. Mai departe suntem tot în re minor, mergem către forma asta, 7, 6, 5. Bun, încă o dată măsura 11, avem... Bas, coarda a patra, 7, 6, pe coarda a treia și a doua. Bun, apoi o să prindem un re minor. Avem 7, 6, 5.
Le ciupim pe toate împreună. Aici poți să ciupești și P-I-M-A rapid sau toate direct împreună, placat. Și avem așa, după aia cu degetul cel mic, pe fretul 7, coarda subțire după. Ia uite. Mai departe o să avem un bare mic pe fretul 5. Bareul este foarte important ca tu să-l ții degetul cât de drept posibil și celelalte degete să fie curbate, ok? Să nu atingem metalul, să fie la centrul fretului, degetul drept. Le ciupim pe toate la fel împreună, apoi coarda a doua și a treia. Apoi avem coborârea asta. După aia, asta este o formă majoră, că practic el vine de la sol major, vezi? Și cum îl prindem aici? Vom avea bare mic pe două corzi și degetul 2 o să fie curbat deasupra. Ok? O să dureze un pic până o să te înveți cu această poziție. Apoi mai departe avem același lucru, două freturi mai jos și apoi mi major. Deci am avut pe fretul 5, 4-3-3, 2-1-1 și 1-0-0. Apoi bas, coarda a doua, din nou forma aceasta, 2-1-2, 4-3-4 și din nou la. 3 timpi. Hai să mai repetăm încă o dată coborârea respectivă. Bas, coarda a doua, din nou acordul ăsta, 2-1-2, 4-3-4 și la minor 3 timpi, 1-2-3. Partea a doua începe cu aceste terțe, sus. Nu este așa grea, o să vezi. Și avem așa, o să avem cu degetul 2 și 3, 12, 13, 12 și ciupim, foarte important, cu P-M-I-M. Ia uite. Mai întâi avem bas coarda a 5-a, apoi mai departe o să mergem pe fretul 10 și 12. Ia uite. Cu degetul 1-3, apoi ciupim coarda cea groasă. Exact aceeași formă, două freturi mai jos. Ia uite, acum avem în bas coarda a 5-a. Degetul 3 rămâne, merge un fret mai în spate și avem bare mic pe fretul 7. Și ciupim împreună cu coarda cea mai groasă. Încă o dată, ia uite. 12, 13, 12, 10, 12, 8, 10, cu la în bas. Și acum mi în bas, bare mic și cu degetul 3, un fret mai în spate. Bun, pentru următoarea parte o să avem acum o arpegiere care este practic în urcare și în coborâre. P, I, M, A, M, I. Aici este important să înveți acordurile de dinainte și să observi basul. Ok? Deci la primul acord este clar la minor, avem a 5-a în bas, bare pe fretul 5, în urcare și în coborâre. După avem coarda cea mai groasă și avem acest acord pe care l-am mai întâlnit, 4-3-4. Următorul, avem coarda re în bas și apoi avem 1-0-1. Okay. Apoi avem la minor, mi major, dar urcăm I-M-A pe corzile interioare a 4-a, 3-a, a 2-a și cu a 6-a în bas. Și apoi la minor. De aici o să se repete din nou partea de terțe. Hai să mai facem încă o dată foarte rar această parte. Bas coarda 6-a, 4-3-4. Bas coarda 4-a, 1-0-1. Bas coarda 5-a la minor. Urcăm către mi major, corzile interioare. Și apoi bas și la minor. Apoi se repetă de la terțe.
Și mi major, 2, 3, iarăși arpegii. Și revenim înapoi în prima parte a piesei. Și revenim înapoi la prima parte. Și apoi la minor. Pe partitură noi avem la minorul acesta din poziția a cincea, care este formă de mi minor, vedeți? Deși dacă îți este prea greu să faci un bare full, poți să cânți la minorul de la începutul chitării. Mi major și apoi la minor. Sper că ți-a fost de folos acest tutorial. Nu uita să dai un subscribe ca să vezi mai multe videouri de acest gen și să facem o comunitate cât mai mare aici. Dacă ai întrebări în legătură cu piesa, nu uita să lași mai jos în comentarii și ne vedem în următorul. Ciao! Mult spor să ai!